Inspectoratul pentru situații de urgență drobeta al județului Mehedin se organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de suboficer tehnic principal din cadrul compartimentului comunicații și Tehnologie Informației și pentru cel de ofițer 3 din cadrul serviciului Protecție, Pregătire și Educație Preventivă a Populației. Ocuparea posturilor se face prin recrutare din sursă externă. Cererile de înscriere la concurs adresate inspectorului șef, copii actului de identitate și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesați până la data de 3 a 11 a 2016, în fiecare zi lucrătoare între orele 8-16 la sediul Isodrobeta, pe strada portului numărul 2. Dosarele de recrutare vor fi depuse la aceeași adresă în fiecare zi lucrătoare între orele 8.16 până la data de 10 noiembrie 2016. Pentru depunerea copiilor documentelor din dosarul de recrutare este obligatorie prezentarea originalelor la momentul depunerii în vederea verificării conformității. Este interzisă înscrierea prin fax, poștă, poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise prin orice altă modalitate decât personal la adresa menționată.